Sute de bucureșteni n-au plătit un leu la întreținere toată iarna, însă nu din vina lor. Unii administratori de bloc n-au afișat listele de plată nici măcar pentru lunile septembrie-octombrie. Din acest motiv adună penalități uriașe la furnizori pe care le vor achita tot proprietarii. Pagubele pot fi recuperate doar în instanță. Cu întreținerea neafișată din septembrie anul trecut, locuitorii dintr-un bloc din sectorul 3 au adunat facturi de mii de lei. Din calculele pe care și le-a făcut singur, Radu spune că are de plată 1500 de lei, fără penalități. De câte luni așteptați întreținerea? Păi ultima în octombrie a fost plătită. Acum n-a mai venit nimic pe toată iarna. Nu e vina noastră că nu am primit. Nu mă aștept eu să plătesc penalizările. De vină este fosta administratoare a blocului care nu și-ar fi dat interesul. Acum proprietarii au numit o altă persoană care să se ocupe de facturi, astfel încât blocul să ajungă la zi cu datoriile către furnizori. Ne chinuim să îi refacem toate situațiile la furnizori. La apă au de achitat în momentul acesta aproximativ 15.000 de lei cu tot penalizări. Da. Nu au încotro și vor trebui să suporte ei toate penalizările. Nu mi se pare normal. Și este o situație care ar trebui să fie rezolvată destul de rapid. E nedrept și cred că un proces ar putea fi de folos. Și locuitorii dintr-un bloc din sectorul 5 au aceeași problemă. Administratorul a afișat abia acum întreținerea pentru luna septembrie. Promite însă că locatarii nu vor avea de plătit penalizări. Au fost niște probleme și personale și firmă și uite cât așa s-a întâmplat. Le decalăm, nu sunt penalități acumulate la furnizori. Pentru de la mine ca să le activ când a fost. Unii președinți de bloc spun că problema este și la furnizorii care întârzie uneori cu facturile. Trebuie să fim foarte atenți să nu ratăm vreo factură și să se întârzie prea mult ca să nu intre în scadență facturile care trebuie plătite. S-a mai întâmplat. În mod normal, administratorul blocului este obligat să afișeze în cel mult 5 zile de la emiterea unei facturi totalul de plată. În caz contrar, dacă întârzierea este din culpa administratorului, atunci acesta ar trebui să achite și eventualele penalizări. Singura cale de a recupera apoi paguba este în instanță. Locatarii sunt îndreptățiți să dea în judecată administrația blocului să solicite anularea penalităților și în cele din urmă recalcularea listei de întreținere. Un astfel de proces poate să dureze însă mai bine de un an.